Salutare, dragi prieteni ai Ciupercăritului! Astăzi suntem la 1300 altitudine, pe un traseu montan și am găsit ceva rusule. Iarăși pe potec, în drumul nostru, am găsit o specie asemănătoare cu puiul pădurii, care se numește buretele ursului, denumirea științifică fiind Meripilus giganteus. Crește pe cioate. Din ce am înțeles, este gustos. Până acum n-am mâncat deloc. Aici este și mai bătrân. E pe un ciot de paltin. Cred că paltin e sau fag. Nu-mi dau seama că nu mai are scoarța. Ia să-l vedem și pe cărticică. Buretele ursului ajunge și la un metru corpul fructifer. Aceștia sunt micuți, de maxim 25 de centimetri și se găsesc pe butuci, pe cioate și în jurul acestora. Este comestibilă. Miroase foarte frumos și are un gust acrișor și un miros plăcut de ciupercă. Și dacă îl gustați, fără să înghițiți, doar gustați, mestecați un pic, are un gust acrișor. Seamănă destul de mult cu puiul pădurii. Vom vedea și acesta cât de gustos e. Puiul pădurii este destul de bun. Are marginile un pic mai brune decât puiul pădurii. Foarte frumos. Acesta este mai bătrân. Are structura ca și pieptul de pui. Merge foarte bine pane. Este ca un piept de pui și înlocuitorul cărnii pentru vegetarieni. Și acesta este proaspăt, dacă se vede, iese și apa din el. Atât de proaspăt e. Bine, el e mai bătrân, dar probabil că e de câteva zile, 2-3 zile. În mod normal și acesta este comestibil, dar luăm o singură bucățică să o probăm, nu are rost să luăm mai mult.